Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am să vă citesc câteva cuvinte din capitolul 2 din cartea Ecleziast, scrisă de Solomon. Acum două sesiuni am început să studiem câteva taine din cartea aceasta și am să continui cu cele scrise în capitolul 2. Scrie așa: am zis inimii mele, spune Solomon, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi. Am sădit în ele tot felul de pom roditori, mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii, am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe, desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim, mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio plăcere, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și cu truda pe care le făcusem, am văzut că toate sunt numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic nou sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Am să fac o scurtă recapitulare din ce a fost în sesiunile trecute. Solomon, am spus eu în prima sesiune, a fost creat de Dumnezeu cu o menire specifică, așa cum noi avem meniri specifice. El a avut menirea de a fi un canal al iubirii, un mesager al dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a iubit, este primul lucru spus despre el și a dat numele Iedidia, iubitul Domnului. El începe domnia sa sub amprenta asta. Solomon iubea pe Domnul și umbla în căile tatălui său. Apoi a venit ziua când răspunde cele mai dificile întrebări pe care ne-o poate pune Dumnezeu. Ce vrei? La fel ca Maria, ca Moise, ca Avram, Hristos trebuiau să participe prin decizia lor la împlinirea visului lui Dumnezeu. Ce vrei? Înțelepciunea de a judeca a vrut el. El a cerut înțelepciunea de a controla poporul. Din combinația asta a dorinței lui Dumnezeu pentru el și a dorinței lui pentru el, s-a născut Cântarea Cântărilor, Proverbe și Ecleziast. Ecleziast, care înseamnă propovăduitor sau predicator, este sau predicatorul oracolelor lui Dumnezeu, este o carte unică care reflectă punctul de vedere uman al vieții. Este viața așa cum se vede, sub soare. Asta e o frază care se repetă cel mai des în cartea asta. Este o carte inspirată de Duhul Sfânt, arată perspectiva vieții văzută de jos, de unul în condițiile cele mai ideale, cum niciunul dintre noi nu vom fi vreodată. Cel mai inteligent om, probabil cel mai bogat și unul care a avut timp de 40 de ani pace. A zice umanismul, religia omului, la nivelul absolut. Și religia omului la nivelul absolut, spune Solomon, duce la o singură concluzie. Deșertăciune și goană după vânt. Miracolul este că în fiecare parte a cărții acesteia, în fiecare capitol, există cumva scrierea lui Dumnezeu întrevăzută printre rândurile omului. V-am spus eu din capitolul 1, lumea văzută, a zice așa, științific, de un observator imparțial. Solomon vorbește despre ce numim noi astăzi legea întâi a termodinamicii, totul se transformă, se reciclează și se repetă. Totul vine în cicluri repetitive, calculate. Asta include istoria omului, a popoarelor, natura, cosmosul, psihicul omenesc, totul se repetă.
Trăim, spune el, într-un cerc închis între anumite legi fizice și spirituale de care nu poți scăpa. Poți construi tot felul de creații făcute pe aceleași piese de bază, după cum când ai niște piese de acelea Lego, poți construi diferite lucruri, dar în esență sunt la fel. Umanismul vede în asta o închisoare. Suntem legați de Dumnezeu. Inima iubitoare de Dumnezeu vede în asta semnătura autorului. Repetiția este dovada inteligenței în univers. Solomon se decide să analizeze lumea prin prisma înțelepciunii, adică abilitatea de a vedea și de a învăța, prin prisma prostiei, abilitatea de a închide ochii și a ignora tot ce se întâmplă, și prin prisma nebuniei, abilitatea de a te revolta. Pentru cei ce au fost atinși de Dumnezeu, înțelegerea asta îți dă o bucurie fantastică, înțelegerea că ești într-un cerc închis de Dumnezeu. Am fost născuți într-un cerc închis, dar nașterea din nou a adus ceva din afara cercului la noi, ni l-a deschis. Acum, ca să nu cumva să judecăm noi pe Solomon, trebuie să ne dăm seama că fiecare dintre noi apucăm în viața aceasta pe una din aceste trei căi și câteodată apucăm pe căile acestea nu simultan, dar le schimbăm câteodată în fiecare săptămână. Apucăm pe calea înțelepciunii, suntem gata să vedem, suntem gata să deschidem ochii, suntem gata să învățăm, suntem gata să acceptăm voia și cunoștința lui Dumnezeu și adeseori nu vrem să închidem ochii, nu vrem să auzim nici ce ne spune Dumnezeu, nici ce ne spun oamenii, nu vrem să știm nimic, vrem doar să ne distrăm, vrem doar să râdem, doar să ne gâdilăm. Și câteodată ne cuprinde și revolta. Câți dintre voi nu v-ați întrebat niciodată cu privire la lucrurile pe care le face și le decide Dumnezeu? Câți dintre noi nu ne-am revoltat? Ce înseamnă să te revolți? Nu înseamnă neapărat să te repezi, să-L tragi pe Dumnezeu de pe scaunul lui de domnie, că nu poți să faci asta. Să te revolți înseamnă să fii în dezagrement cu Dumnezeu, să nu fii de acord cu El. Diavolul este Satana, numele ăsta Satana, înseamnă cel ce se opune, cel ce se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Acum, diavolul nu se bate cu Dumnezeu, nimeni nu se bate cu Dumnezeu. Diavolul nu iese din limitele pe care îi le dă Dumnezeu, după cum un cățel nu poate să treacă mai departe decât lanțul ăla cu care este legat. Însă diavolul de ce este numit cel ce se opune lui Dumnezeu? Pentru că el pur și simplu, ideologic și filozofic, nu cade de acord cu Dumnezeu. Nu-i convine ceea ce Dumnezeu spune că este bine și ceea ce Dumnezeu spune că este rău. Acum fiecare dintre noi apucăm în viața noastră adeseori pe unul dintre drumurile acestea și este înțelept pentru noi să ne dăm seama din când în când pe ce drum suntem acum. Dumneata care mă asculți pe mine astăzi, ce fel de viață ai? Este o viață dusă prin înțelepciunea care se reflectă din Scriptură, prin sfaturile lui Dumnezeu, prin cunoștința și frica de Dumnezeu, prin faptul că înțelegi ce înseamnă consecință, ce înseamnă faptă și răsplată, sau trăiești într-o rebeliune. Probabil că simți cumva că ești închis, dar ai vrea să ridici cu pumnul împotriva lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care fac asta. Sunt mult mai mulți oameni care se revoltă împotriva lui Dumnezeu decât oameni care sunt de fapt atei. Și apoi e prostia, este ateul, omul care bagă capul în nisip și nu vrea să știe de nimic. Nu vreau să știu decât de ce mănânc astăzi și ce mi se întâmplă mâine. Acum, capitolul 2 privește viața printr-o prismă hedonistică. Totul este acum și aici. Să mâncăm și să bem. Cuvântul ăsta, hedonism, vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă căutător de plăceri. Omul care, în lipsa unui scop, în lipsa unei direcții, dacă nu cred în cer, nu cred în Dumnezeu, știu că totul este numai aici și acum, trebuie să fac ceva cu ce este aici și acum. Și atunci tot ce pot să fac este să caut să îmi fac plăcerile pe care simt că aș vrea să le am. Dar lucrul ăsta nu satisface pe om, pentru că după ce experimentează plăcerile acestea și după ce experimentează tot ce poate experimenta, ajunge la concluzia că nu asta de fapt a căutat. Din nefericire, majoritatea oamenilor ajung la concluzia asta prea târziu, prea târziu. Este istoria cu clovnul ăsta deprimat. Ajunge un om în cabinetul unui doctor și zice, sunt așa de necăjit, nu pot să-mi găsesc bucurie, sunt deprimat, în mine să-mi trag un glonț în cap.
Și doctorul sfătuiește, uite ce te-a sfătuit, fă călătorii în jurul lumii, mai vezi ceva nou. Păi zice, meseria mea este să călătoresc toată ziua, nu sunt 2 săptămâni în același loc. Zice doctorul, uite atunci ce te sfătuiesc, mai petrece și tu nițel, mai bea și tu un pic, mai trage la măsea, mai uiți decât un lucru. Păi spune el, în fiecare zi, după ziua de lucru, avem o petrecere cu toată compania, ne distrăm, ne îmbătăm până cădem toți sub masă. Vai, zice doctorul, uite ce te-a sfătuit atunci. Ocupă-te cu lucruri vesele. Fă cumva să râzi, poate fă-i pe alții să râdă, fă-i pe alții să te facă pe tine să râzi. Încearcă să intri într-un cerc de ăsta mai veselniță. Și omul i-a zis, domnule, dumneata, nu înțelegi, meseria mea, râd toată ziua și toată lumea care este în jurul meu râde. Și doctorul îl întreabă, măi, da, omule, dar ce meserie ai tu de toată ziua călătorești, toată ziua petreci și toată ziua toată lumea râde în jurul tău? Păi spune el, sunt clovn. Era adevărat că totul era un râs în jurul lui și o petrecere și o călătorie, dar lui nu-i folosea la nimic. A murit un actor foarte cunoscut, Robin Williams. Ăsta era cunoscut pentru multele lui filme comice. Mai aproape tot ce a făcut filme în care omul să râdă și să se distreze. A câștigat probabil peste 100 de milioane de dolari în viața lui. Nu știu cât ți-a păstrat dintre ei, pentru că se spune că ajunsese la un moment dat în datorii. Nu pot să-mi închipui cum cineva poate să ajungă în datorii după ce a câștigat atâția bani. A trăit tot în petreceri, tot în veselie, tot între oameni, cum zic ei, de succes și cel puțin așa se vedea la suprafață. A fost un căutător de plăceri, un hedonist, cum spunem noi. La urmă s-a spânzurat după ce și-a tăiat mai înainte venele. Nu găsești scop câteodată în viață și dacă tot ce se întâmplă este ceea ce vezi în jur, câteodată îți vine mai bine să nu se întâmple. Se spune că într-o sinagogă a intrat niște teroriști și a prins acolo pe rabin, pe cantor și pe administratorul clădirii. Un biet om care doar s-a nimerit să fie acolo. Și a zis, gata, vă împușcăm, am terminat cu voi. Și rabinul a zis, vai de mine, vai de mine, uite cum este. M-am pregătit să țiu predica asta de Rosh Hashana și am pregătit-o așa de mult, măcar aș vrea să o țin, nu ține decât 1 oră și 45 de minute. Te rog, lasă-mă să o țin aici în sinagoga goală și după aia n-ai decât să mă împuști. Bun, teroristul a zis, ok, lăsăm, te las să spui. Și s-a întors spre cantor și a zis, nu cumva și tu ai vreo dorință. Cantorul a zis, vai, m-am pregătit să țiu o cantată de asta de vreo oră jumătate și așa mult m-am pregătit, aș vrea să o țin măcar ultima oară acum și după aia să mă împuști. Și atunci s-a întors spre administrator și l-a întrebat, dar tu n-ai nicio dorință? Și administratorul a zis, spune-mi, dacă ai de gând să-i lași pe ăștia doi să facă ce au zis, te rog un singur lucru, împușcă-mă pe mine prima oară, scapă-mă pe mine de ei. Ce a spus el este, dacă asta e tot ce mai aștept de la viață, mai bine să nu experimentez. Capitolul ăsta 2 începe cam cum s-a sfârșit capitolul 1. Solomon zice, am încercat să analizez lumea în 3 feluri, prin înțelepciune, adică dorința de a cunoaște, de a descoperi, și prin prostie, adică prostia struțului, nu vreau să știu nimic, și am încercat și nebunia, rebeliunea. Rebeliunea împotriva la tot ceea ce știu eu bine cu inima și cu mintea mea că este bine. Fiecare fel de a privi, fiecare din astea 3 feluri de a privi, are și avantaje și dezavantaje. Eu sunt primul care vă spun, fiecare dintre ele are anumite avantaje. Înțelepciunea, spune Solomon, este mai de folos decât nebunia. Spune el, am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Cu mult mai mult, infinit mai mult, infinit mai mult. El spune, înțeleptul are ochii în cap, adică acceptă ceea ce vede, nu închide ochii, judecă ce vede, nu-și blochează mintea. Apoi te trezești în întuneric și vezi ce este în jur. Dezavantajul este că vezi într-adevăr și te umpli de durere. Adevărul, în general, doare. Dacă nu-ți închizi ochii, vei suferi? Pentru că o vedere absolut obiectivă, rațională, o vedere intelectuală, o vedere care nu vede decât ce este sub soare, o vedere cu privire la ce este aici îți dă coșmaruri. Câți dintre noi ar răbda să se uite 3 ore pe zi la masacrele alea care s-au întâmplat în Rwanda sau cine știe ce alte catastrofe care se întâmplă în fiecare zi? Rațiunea, fără credință, te duce la disperare. Omul însă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu o poate lua pe calea asta pentru că el poate deschide ochii, pentru că are cu el ceva mai grozav decât rațiunea, are ceva mai înalt decât rațiunea. Lucrul ăsta mai înalt decât rațiunea se numește credință.
adică vederea Duhului, vederea Duhului Lui și vederea Duhului Lui Dumnezeu. Are în el vocea iubirii, vocea Creatorului. Are privirea de sus, are în el raționamentul lui Dumnezeu. Solomon a remarcat că este ceva aici. Spune, este adevărat. Cumva Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Încercăm cumva la disperare să vedem ce este de sus. Ce privilegiați sunt cei ce sunt născuți nu doar din fire, nici din voia lor, nici din voia unui om, ci sunt născuți, așa cum zice Noul Testament, din Dumnezeu. Ce privilegiați sunt cei care au primit Duhul lui Dumnezeu și pot echilibra ce le spune logica și mintea, pot echilibra cu ceea ce le spune Duhul. Noul Testament ne spune, cu noi rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Acum vedeți, nici una dintre ele nu are mult de a face cu inteligența, cu logica și cu privirea rece la ceea ce se întâmplă în jur. Asta este credința, dragostea, nădejdea. Este un fel nou de a vedea universul. Prin prisma acestor trei lucruri, prin prisma lui Dumnezeu, prin prisma iubirii lui Dumnezeu, care naște nădejdea în noi, care transformă în noi credința de neclintit, prin prisma asta vezi viața cu totul altfel. Și nu este o vedere falsă, ci este o vedere mult, mult, mult mai completă decât vederea omului, oricât de inteligent ar fi el, chiar un Solomon de-ar fi. Apoi, nebunia are și ea avantaje și dezavantaje. Nebunia, prostia, este să decizi să nu vezi, să umbli în întuneric. Are un avantaj. Pentru o vreme, nu simți durerea realităților din jur. Nu simți când de mic ești, nu simți cât de neînsemnat ești, nu vezi că ești așa, parcă un șoricel pe o roată care se învârte la infinit, te minți singur că totul este ok, sau dacă nu te minți, refuzi să te gândești. Poți oare cu adevărat să faci asta? Când ești bubuit din toate părțile, poți să te prefaci că totul este ok? Sigur că poți. La Auschwitz, vă vine să credeți, în lagărul acela de concentrare, îmi vedeai zilnic fumul care ieșea din crematoriul unde se ardeau oameni. Se ardeau bieții oameni și din ei se făceau, cum spuneau hitleriștii de pe vremea aceea, săpun. Și se făceau săpun de calitate evreiască, ziceau ei. Îl vedeai fumul, fumul înghițeai zilnic. Însă, ca să trăiești cu cunoștința asta o lună, trei luni, era peste puterile majorității oamenilor. Și omul atunci decidea să nu vadă. Spuneau, fumul este de la ars cărbune, oamenii care au dispărut sunt probabil oamenii liberați, ne găsim ceva de făcut aici, facem un campionat de șah, de țintar, de filozofie, învățăm limbi străine, facem cursuri de afaceri. Solomon spune la începutul capitolului 2, voi păstra înțelepciunea în subconștientul meu, adică în inimă, voi ști și voi recunoaște realitatea, binele și răul, dar uite, între timp, trebuie să trăiesc ca și cum nu știu, ca și cum nu recunosc ce este în jur, ca și cum nu văd. Voi petrece, voi construi, mă voi veseli, voi bea, voi face, voi râde nebunește până la lacrimi, voi ignora ce știu cu adevărat în adâncul inimii mele. Dar el spune la urmă, asta e definiția nebuniei, să știi în lăuntrul tău ce este adevărul și să decizi să trăiești o minciună, să decizi să trăiești o minciună. Solomon spune, în cele din urmă am zis râsului e o nebunie. Am zis veseliei, te înșel degeaba. Cum adică râsul este o nebunie? Ce înseamnă? Cum adică să nu râdem, să nu ne veselim? Ce spune Solomon aici? Solomon spune, când am decis să râd și să mă veselesc în pofida la lucrurile și la realitățile pe care le știam foarte, foarte bine că se petrec în jurul meu și la realitățile de sub soare, asta este o nebunie. Să râd până la lacrimi și să ignor ce știu în adâncul inimii mele. Schizofrenie, nebunie, conflictul între ceea ce știi în inimă și ceea ce trăiești afară. Cumva încercarea de a acoperi realitatea cu activități și cu distracții. Campionatul de șah de la Auschwitz. M-am aruncat, spune el, în creație și în petrecere, în lucruri mari. Am făcut tot ce mi-a trecut în cap, am avut toate jucăriile, toate distracțiile, toate poftele, toate drogurile care să-mi dea veselie, uitare, satisfacție și am păstrat în paralel, cumva acoperit în lăuntrul inimii mele, imaginea realității. Nu am vrut să renunț la asta,
dar am vrut cumva, spune Solomon, să văd cum trăiesc oamenii care nu sunt ca mine, care nu înțeleg realitatea din jur. Și adevărul că el avea dreptate, majoritatea oamenilor nu înțelegeau tot ce vedea el, din pricina că nu aveau înțelepciunea pe care o au ei. Acum, felul ăsta de a trăi, care îl descrie Solomon, felul de a trăi cumva în afară, opus adevărurilor pe care le știi în inimă, asta dă naștere la nebunie. Dezastrul este că știi că vine o zi când vei fi obligat să vezi. Vine ziua când vei fi obligat să plătești. Vine ziua socotelii. Vine ziua când te trezești din opium. Și în ziua aia vezi că tot ce ai trăit este o minciună care nu poate fi veșnică. Ești obligat să te trezești, fiecare dintre noi, omule care mă asculți. Într-o zi, fiecare din noi vom fi obligați să ne trezim. Ziua aia se cheamă judecată. Struțul se veselește pentru 2 minute până ce săgeata îi străpunge trupul. Tânărul acela nebun din Proverbe 7 se distrează o noapte întreagă cu o femeie străină, uitând de învățăturile tatălui său, până ce, scrie Scriptura, săgeata i-a străpuns ficatul. Bețivul se distrează o noapte în aburii de vin până la durerea de cap de a doua zi și până la priveliștea copiilor debusolați și a nevestei disperate. Minciuna are cu adevărat un avantaj. Problema că avantajul și folosul ei sunt doar temporare. V-ați gândit vreodată dacă am putea trăi veșnic într-o minciună, în aburi de opium, în nerealitate? V-ați gândit vreodată că probabil că majoritatea am alege asta? Am fost aici acum ani de zile la un film, mi zicea Matrix, film de ăsta științific fantastic, în care toți oamenii erau cumva subjugați de un computer uriaș care folosea energia din celulele lor, dar în schimb le dădea în mintea lor o viață normală. În interiorul minții ei trăiau, lucrau, sensurau, aveau succese, creiau, construiau, dar totul era numai în mintea lor. Și unul din puținii oameni care erau liberi într-adevăr și trăiau într-o lume reală și distrusă, ajunge la concluzia că ar fi mai bine să fie capturat și să-i se pună în minte o viață mai bună, chiar dacă nu este reală. Majoritatea din noi am alege cu adevărat minciuna, am alege irealitatea care ne place, peste realitatea care ne sperie. Problema însă, problema minciunii este că nu durează. Dacă ar dura, toată lumea ar îmbrățișa-o. Majoritatea celor ce se scufund într-o viață de păcat ajung să culeagă în câțiva ani roadele amare ale vieții acesteia. Și chiar dacă ai putea trăi toate zilele în toate chefurile pe care le ai, fără să te ajungă consecințele, Biblia spune că la urmă vine judecata lui Dumnezeu. Minciuna are picioare scurte, adică este limitată, este temporară, iar orice om care își pune încrederea în ceva care știe că este temporar și are sfârșit, omul acela este un om nebun. Câteodată nu este asta ceea ce facem noi? Știm înăuntru nostru, simțim că suntem meniți pentru mult mai mult, pentru ce este sfânt și bun, pentru ce este curat, pentru ce este ceresc. Avem în noi gândul veșniciei, cum zice Solomon, împreună cu focul iubirii lui Dumnezeu și iubirii de Dumnezeu, vine iubirea de oameni, vine iubirea de frați. Avem credința aceea primită, vederea de sus și ea, credința aceea trage după ea virtutea, adică un anumit fel de a trăi, fapta. Trage un anumit fel de viață și fapta asta, virtutea, trage după ea cunoștința de Dumnezeu. Cunoștința de Dumnezeu trage după ea limitele pe care ni le punem în viață, în frânare. Limitele astea necesită dezvoltarea răbdării în noi. Răbdarea construiește în noi sfințenia sau ce numește Scriptura evlavia. Evlavia împreună cu celelalte lucruri naște în noi dragostea de frații noștri care merg pe același drum cu noi și apoi naște iubirea de toți oamenii. Astea sunt daruri și sunt daruri grele, daruri ce schimbă toată viața. Te fac purtător de poveri, dar te fac purtător de sens. Stai puțin, un pic mai târziu, zicem noi, nu vreau viață grea. Stai nițel să mai amân, să mai dorm, să mai mă distrez nițel. Vreau ceva mai ușor, ceva mai subțire, să mai construiesc ceva, să mai învârt ceva, să mai am o jucărie. Să mai am o credință, dar un pic mai normală, mai firească, o evlavie un pic mai omenească, o iubire un pic mai selectivă, ia-o mai ușurel. Și fără să renunțăm la chemarea de sus, trăim de fapt în faptele de jos
Asta a încercat Solomon să facă, să păstreze cunoștința înțelepciunii în inimă, dar să trăiască nebunia și prostia la suprafață. Solomon spune la urmă, asta este nebunia. Noul Testament spune, asta face din noi cei mai nefericiți dintre oameni, pentru că ceilalți se bucură 100% de plăcerea de o clipă a păcatului, nu îi împiedică cunoștința Duhului din interiorul lor. Noi nici asta nu mai putem să ne bucurăm 100% de păcat, pentru că Duhul lui Dumnezeu, care este într-un om născut din nou, continuă să te deranjeze cu gemetele și cu oftatele lui. Nu vrei să-L lepezi, ții la Dumnezeu, că cumva ai simțit gustul vieții de deasupra, gustul vieții din afara cercului. Ai simțit puterile cerești, ai simțit chemarea lui Dumnezeu, dar nici nu vrei să te lași de astea la alte, se numește schizofrenie, nici calz, nici repezi, nebunie. Nebunia omului stă în ceea ce zice Solomon în capitolul 2 la versetul 11. Spune el, apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele, și în truda mea cu care le făcusem, am văzut că este numai deșertăciune și goană după vânt. Cuvântul cheie aici, care arată nebunia omului, este ăsta, apoi. Apoi când m-am uitat, nebunie este să ți rosești viața și apoi să chibzuiești, adică după aceea să chibzuiești. Este nebunie să te arunci într-o prăpastie și apoi să te gândești, stai puțin, unde aterizezi? De ce este nebunie? Pentru că Scriptura este dat omului să trăiască doar o dată, o dată atât, și apoi, iară cuvântul acesta tăios, vine socoteala. Și atunci omul înțelept nu gândește apoi, ci gândește înainte de a lua o decizie. Înainte de a lua o decizie. Este scrisă pilda aceea a unui bogat care toată viața a făcut ce scrie Solomon aici în capitolul 2, și a alergat să construiască, să facă, să dreagă și a fost un om de succes, a trebuit să-și dărâme hambarurile ca să construiască alte mai mari, să construiască companie după companie și afacere după afacere, și spune el, apoi, iar este cuvântul ăsta fascinant, la urmă s-a gândit, stai omule puțin, pentru ce fac lucrurile astea? Ia să mă odihnesc și eu nițel și să mă bucur și eu de ce am făcut până acum. Și Dumnezeu a zis, vai ce nebun ești. Nu știi că asta este ultima seară, în noaptea asta ți se va lua sufletul. Dumnezeu îi zice, ai fost nebun că te-ai gândit apoi. Nu puteai să te gândești asta cu 10 ani, cu 40 de ani, cu 50 de ani, să te apuci să tot faci și să dregi. Și apoi să vezi că e o catastrofă, asta este o mare, mare nebunie. În Proverbe scrie, multe căi pot părea bune omului, dar apoi se văd că duc la moarte. În Romani 8, Pavel ne spune, fraților, dacă veți trăi prin fire, adică prin ceea ce vă spune carnea că vreți în fiecare zi, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară, adică supuneți firea, veți trăi. Omul care decide de la bun început să trăiască după Duh, nu în nebunie. Cartea asta, am zis, este inspirată divin, Dumnezeu parcă ne spune în ea. Măi, oamenilor, vă vine greu să ascultați sfaturile mele directe, așa cum sunt ele date în general în Noul Testament. Credeți că sunt prea de tot să iubești pe vrăjmași, să întorci obrazul celălalt, să mergi a doua milă de loc, să iubești pe cel din jurul tău, să te sacrifici? Parcă aveți ideea că lucrurile astea sunt venite din altă lume și nu le puteți primi. Uite, vă voi învăța exact același lucru prin prisma gândirii voastre, a omului, și prin prisma gândirii cele mai strălucite gândiri, în cele mai bune condiții optime posibile, îl voi aduce pe Solomon și prin gândirea voastră veți ajunge la aceleași concluzii. Concluzia lui Solomon este că viața asta, așa trăită, este nebunie și e nebunie să trăiești ca și cum nu ar fi Dumnezeu, viața consumată în căutarea distracțiilor și împlinirilor materiale doar, chiar în condițiile cele mai optime, te duce la gândul la sinucidere. Solomon s-a luptat cu gânduri de sinucidere. El spune în capitolul ăsta, mi-am urât atunci toată viața. Mi-am urât viața și mi-am urât toată munca pe care am făcut-o. Nu-mi place ce se întâmplă aici în jur, totul pare să fie degeaba, nimic nu împlinește, nimic nu dă sens. Tot ce a avut Solomon în minte, în portofel, a dus la faliment.
cel mai dotat dintre oameni ajunge doar până la limita la ce este sub soare și limita asta este faliment. De ce are asta sens? De ce nu putem fi împliniți noi cu realizări materiale și cu distracții? Pentru că fiecare dintre noi suntem niște ființe trinitare. Suntem o combinație a trei ființe cu caracteristici și nevoi distincte. Avem o parte fizică, avem o parte sufletească și avem o parte duhovnicească. Acestea trei lucrează și împreună și în competiție una cu cealaltă și în diferite timpuri simțim nevoile și dorințele fiecăruia dintre aceste părți. Și dacă ești atent, vezi cum se influențează una pe cealaltă. Din pricina asta nu poți doar să trăiești hrănind-o pe una în detrimentul la toate celelalte. Nu poți să-mi hrănesc numai mintea mea și trupul meu, nu. Voi muri de foame. Nu poți să-mi hrănesc numai trupul și sufletul meu și duhul meu să moară de inaniție. Aici este problema materialiștilor, ateilor și agnosticilor. Cu cât se axează ei mai mult pe partea materială, fizică, ignorând pe celelalte, cu atât sunt mai neîmpliniți. Este paradoxal pentru ei să constate că odată ajuns în vârful piramidei materiale, nefericirea de aici se vede atât de lămurit și sinuciderea devine singurul gând de care nu mai scapi. Dar cum așa? Pentru că tristețea sufletului apasă așa de tare partea fizică a omului, încât viața devine insuportabilă. Ei nu au considerat că sunt mai mult decât bipezi. Sunt oameni, au suflet. Cine și-a timp să se oprească o secundă din alergarea asta, continuă după lucrurile materiale, își dă seama că este mai mult decât 180 de pounds de carne. Are alt fel de sete în el. Are setea de comunicare, de prietenie, de analiză, are setea de a cunoaște, de a învăța. Este ceva care nu poate fi hrănit doar cu friptură și cu vin. Are suflet. Vei da curs pasiunilor dinăuntru, vei învăța, vei vedea, vei cunoaște, vei studia. Nici asta însă nu împlinește perfect. Citești, înveți, te distrezi, artă, cunoștință, faliment. Cine își face timp și liniște va auzi în lăuntrul lui o chemare mai adâncă. Ceva diferit de setea sufletului de a cunoaște, va simți setea de Dumnezeu, adică nevoia unei alte lumi. Aici începe partea miraculoasă a vieții umane, partea miraculoasă din pricina că este singura care este în stare să ne transporte în afara cercului ăsta despre care este descris în primele două capitole aici, în afara cercului ăsta închis în care trăim, în afara legilor fizice și sufletești în care suntem acum închiși, peste lumea noastră, dincolo de ceea ce Solomon spune sub soare, adică în mediul lui Dumnezeu, putem fi transportați acolo de ființa asta treia noastră, de Duhul nostru, de partea duhovnicească a noastră. Solomon explică asta într-o frază îmbrăcată în mirare. Spune el, ai pus în ei chiar gândul veșniciei, o noțiune așa de străină de lumea asta sub soare. Aceasta este chemarea, aceasta este setea Duhului nostru. Solomon remarcă asta la sfârșitul capitolului și spune, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el, adică fără Dumnezeu? Adică chiar dacă ai avea ce mânca, împlinire fizică, chiar dacă te-ai bucura, veselie, împlinire sufletească, îți lipsește ceva, el, Dumnezeu. Primele două doar devin insuportabile fără ultima. El, Dumnezeu, e singurul care le leagă pe toate trei împreună. Și Solomon ne spune, am încercat să mă împlinesc pe toate planurile. Nu spune că a putut încerca toate planurile. Planul duhovnicesc nu l-a încercat. A încercat planul fizic-material și a încercat planul sufletesc. Toate planurile în dimensiunea umanistă, în noțiunea umanistă, este planul 1 și 2, planul material și psihic, sufletesc. Cu ce stoc, cu ce investiție inițială pleacă Solomon, cea mai strălucită inteligență, capacitate sufletească din istoria omenirii, cel mai bogat de pe pământ la ora aceea, material, în liniște și în pace să încerce tot ce vrea să încerce. Niciunul dintre noi, dacă vom încerca ce a făcut el, nu plecăm de la un astfel de avantaj. Istoria asta este inspirată de vin, întrucât Dumnezeu vrea să ne arate nouă, care nu putem începe de unde a început Solomon, vrea să ne arate unde se poate ajunge în situația cea mai ideală, când tot ce te preocupă este doar partea materială și partea sufletească, excluzând setea Duhului
și nevoia de Dumnezeu. Pentru cei care vor să țâșnească dincolo de limitațiile care sunt aici, Dumnezeu vine și ne spune, fiule, dă-mi inima ta și să-și găsească ochii tăi plăcere în căile mele și vei vedea atunci o altă viață. Hristos, din afara lumii noastre, a venit și a pătruns în lumea noastră și ca noi să putem să-L înțelegem, s-a făcut ca noi. A vorbit vorbirile noastre, cuvintele noastre. A mâncat ce mâncăm noi, a dormit sub același cer cum dormim noi, a suferit aceleași suferințe ca noi, a trecut prin aceleași ispite ca noi, a pătruns din afară în cercul ăsta ca noi cumva să putem să-L îmbrățișăm. Și în îmbrățișarea asta să lepădăm de la noi tot plumbul care l-am agonisit de la Adam și Eva încoace, tot plumbul și toată greutatea de păcat care ne-a zdrobit, care ne ține legați aici, în întunericul din lumea aceasta de sub soare, de sub cer, și a venit să ne îmbrățișeze și în îmbrățișarea asta, cu El îmbrățișați, să putem țâșni dincolo de limitele lumii acestea și să ne dăm seama că am fost făcuți pentru o altă lume. Iar omul care primește credința, omul care vine la Hristos prin pocăință și prin credință, omul care îi dăruiește lui Hristos singurul lucru care nu-l avea, păcatele noastre, omul care îi dă lui păcatele noastre și primește de la el neprihănirea lui, omul acela de aici, din viața aceasta, va primi așa un radar în Duhul lui, se cheamă Duhul lui Dumnezeu, cu care începe să întrezărească lucrurile de dincolo, cu care începe să știe cu o siguranță de neclintit că este făcut pentru o altă lume, nu pentru lumea de sub soare, care știe că are scop infinit și nu are limite și din pricina asta poate să trăiască viața asta de aici de pe pământ în cu totul alt mod decât omul fără Dumnezeu. De aceea chemarea mea pentru fiecare care a ascultat sesiunile astea este aceasta. Nu rămâneți numai la lucrurile de sub soare. Nu rămâneți numai la lucrurile care nu satisfac. Căutați-L pe Dumnezeu câte vreme se poate găsi și El promite. Pe Cel ce mă va căuta cu toată inima, acela mă va găsi. El ne spune, pe Cel ce vine la mine, nu îl voi scoate afară. Aveți o ușă deschisă, Hristos a zis, eu sunt ușa oilor. Este o ușă deschisă spre cealaltă lume, dar ca să intri pe ea, trebuie să fii o oaie. Ca să intri pe ea, trebuie să te transformi, trebuie să devii dintr-un lup o oaie. Noi vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ce a mai rămas din capitolul 2 și apoi din capitolul 3, cartea aceasta tainică a lui Dumnezeu, Ecleziast. Până atunci, doresc ca Dumnezeu să pună atâta presiune în inima voastră a celor ce nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, până când vă veți pleca pe genunchi și veți căuta pe singurul care vă poate împlini viața. Iar pentru cei care îl cunosc, așa vă doresc să trăiți la înălțimea cunoștinței care v-a fost dăruite, cunoștința celeilalte lumi. Facă Dumnezeu să strălucească fața Lui peste voi. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.